Așa cum a anunțat public, conducerea Spitalului de Urgență Roman a trecut deja la organizarea celei de-a doua selecții de personal de anul acesta pentru examenele care vor avea loc în a doua parte a lunii martie. Este vorba de concursuri pentru ocuparea unor posturi de registratori și infirmieri. La Spitalul Municipal de Urgență Roman vom scoate la concurs posturi de registratori infirmieri asistenți. Posturi publicate în monitorul oficial pe site-ul spitalului și la serviciul RUNO. Este vorba de un post de registrator medical pentru secția de ortopedie traumatologie specializată nedeterminată. Examenul va avea loc în data de 16 martie. Post de registrator medical jumătate de normă pentru medicul de pneumologie. Terminată și în aceeași zi cu concursul pentru registratorul de ortopedie. Patru posturi de infirmieri, doi infirmieri pe secția de cardiologie, un infirmier pentru chirurgie intestinală și un infirmier pentru neurologie, pe perioadă nedeterminată. Examenul va avea loc pe 21-23 martie. Se află în pregătire și selecția de personal pentru posturi de asistenți medical ce urmează a fi încadrați în mai multe secții sau compartimente ale spitalului. Iar pentru asistenți, este vorba de un post asistent medical generalist debutant pentru secția de medicină internă, examenul pe 22-24 martie, trei posturi de asistent medical debutant farmacie, va avea loc pe 30 martie, 3 aprilie. Un post de asistent medical generalist debutant pentru compartimentul de pneumologie, examenul 23-29 martie. Trei posturi de asistent medical generalist debutant CP1 cu concursul în data de 5-7 martie. Două posturi de asistent medical debutant, laborator, pentru laboratorul de analize, cu examenul în data de 4-6 aprilie. Pentru registrator și infirmier, înscrierile încă au loc și am putea spune că s-au înscris mulți candidați. Iar pentru posturile de asistent, au fost, cum am spus, publicate afișele. Urmează să aibă loc și înscrierile pentru examen. Spitalului de Urgență Roman a spus că aceste concursuri sunt organizate din dorința de a completa schema de personal medical necesar desfășurării în condiții optime activității în toate secțiile unității sanitare, fie că este vorba de personal medical propriu-zis, fie că este vorba de personal care contribuie la acordarea de servicii medicale prompte și de calitate.